Cineva odată, dar voi ce faceți acolo la biserică? Și motoul nostru și a fost și motoul primilor creștini și nu trebuie să-l uităm. Și dacă ne întreabă cineva, sunt cuvinte esențiale, se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor 2:42. Și aceasta este viața și trăirea noastră. Spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toate aceste patru lucruri sunt importante și ele sunt strâns legate una de cealaltă. Învățătura apostolilor, o învățătura sănătoasă, care ne conduce la o viață sănătoasă. O învățătură sănătoasă te conduce către părtășia, o legătură frățească, părtășia frățească, pe care noi avem unii cu alții și toți împreună cu Dumnezeu. Apoi, sigur că părtășia ne conduce la frângerea pâinii și, sigur, toate acestea trei împreună ne conduce la rugăciuni. Să nu uităm niciodată, putem să-l memorăm ușor, este un verset ușor, care reprezintă viața și trăirea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, noi ne raportăm la viața și învățătura primilor creștini și așa este și totdeauna. Să nu uităm niciodată, chiar dacă de multe ori se adaugă un strat al obișnuinței, al obiceiuri datini, care trebuie să știm că nici noi nu suntem ocoliți de toate aceste lucruri. Stăruim în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Însă dau citire de la cartea Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Astăzi avem, Dumnezeu ne-a pus și ne-a binecuvântat prin harul și prin dragostea Lui, o temă foarte importantă, este o învățătură a apostolilor cu privire la răpire. Și este bine ca lucrul acesta să facă parte, răpirea face parte din viața noastră, din credința noastră, din trăirea noastră, din părtășia noastră. Învățătura apostolilor face referire la răpire, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe ceruri. Apoi, legătura frățească face parte, nu? Și ne arată că Domnul Hristos va veni curând. Masa Domnului face referire, spune să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Ne-a lăsat un termen cât timp să venim să luăm parte la masa Domnului și, sigur, rugăciunea noastră este ca Domnul Hristos să vină cât mai curând și ne rugăm și stăruim în rugăciune. Cartea Faptelor Apostolilor, versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin.